Cu foarte mare părere de rău, țin să vă anunț că din 4 luni de când am PC-ul acesta am reușit să-l virusez a doua oară. Bine mă băiatule, bă cum reușesc eu mă frate, băi, vă dau tare sunt în chestiile de genul să-mi bag picioarele. Și da, știu, sunt un mare handicapat, da, mi s-a mai spus, stați liniștiți. Dar da, mi-am băgat pula, am făcut o mare prostie, gen... Mă rog, nu că am făcut o mare... Am făcut o mare prostie acum 2 luni și cel mai probabil din cauza aceasta mi s-a virusat și acum calculatorul. Și, mă rog, care este ideea, bă, frate? Știți voi că am calculatorul ăsta de pe 24 iulie 2017, adică cu 3 zile de dinaintea zilei canalului meu. Să nu credeți că stau eu așa să memorez datele clar, să fim serioși acum. Sau, mă rog, în cazul acesta chiar am stat pentru că e ceva foarte important. Dar ideea e că am calculatorul acesta din 24 iulie și, bă, frate, ce pot eu să zic? După 2 luni, chiar pe 24 septembrie, am reușit să-l virusez cumva. Deci, nu mă întrebați cum dracu. De fapt, da, știu. Am vrut să-mi iau The Flame in the Flood. Da, jocul acela. Dacă știți, The Flame in the Flood este un joc survival ca lumea rău de tot. Și ce m-am gândit eu? Bă, hai să-mi iau jocul acela, că e ca lumea rău de tot. Poate încep o serie, poate fac alea, încep o serie pe canal, mă mai distrez și eu, că jocul ăla e ca lumea rău de tot. Doar că pula mea necesită bani, iar eu nu am bani pentru că sunt doar un copchilaș, așa că nu prea vreau de fiecare dată să-i rog pe ai mei să-mi cumpere jocurile, înțelegeți voi? Pentru că e cam nașpa. După aia mă trezesc că iau note de căcat la școală și o să găsească ei motive pentru a se lua de mine pentru faptul că mi-au luat jocurile acelea și uite că din cauza că ți le-am luat pe astea tu nu mai înveți bine sau alte căcaturi de genul, știți? Oricum, ideea e că deja mi-am luat PC-ul și ce am încercat eu? Bă, hai să mă duc pe internet să iau jocurile astea de pe internet, nu? M-am trezit cu un mare virus din ăsta, de prin Rusia, pe acolo așa, un nou browser numit Cometa, cu capa. De fapt, chiar așa cred că bag pula, nu știu cum dracu se scrie Cometa, dar mă rog. Și m-am trezit cu un nou browser numit Cometa și, nu știu, în partea dreapta a ecranului apărea un meniu în rusă, tot, mi s-a schimbat tot meniul din bara de start în rusă, după aia mai intervenea o chestie numită mail.ru sau ceva de genul acesta. Doamne ferește, nu vă recomand RG Mechanics de nicio culoare să luați jocurile de pe el, nu vi-l recomand. Ideea este că, da, am reușit cumva să scap, am căutat tutoriale pe internet imediat și am reușit să scap de panorama aceea, doar că, mă rog, încă a rămas în PC problema cu mail.ru, pentru că, practic, nu știu, un fel de criptovirus, cum mi-a spus un tehnician. Și da, am zis, bă, poate nu o fi mare problemă. Tot timpul când deschideam calculatorul, îmi apărea mesajul acela că, bă, uite, ai virusul acesta, nu cumva vrei să ne ocupăm noi de el? Și eu dădeam apply, nu știu ce. Și după aia mă ducea, frate, la un site pe care trebuia să plătești bani din viața reală. Trebuia să plătești pentru o lună abonamentul, nu știu, 5 euro, pentru 2 luni 9 euro, pentru 6 luni nu știu cât dracu. Sau, mă rog, nu știu exact. Și, bă, nu prea îmi place cum sună plătitul ăsta pe internet, pentru că, cu cardul, pentru că, na, mi-au mai zis și ai mei care ai mei lucrează la bancă, că de foarte multe ori se întâmplă să fie țepe când plătești pe internet ceva, înțelegeți? Și de-aia s-a inventat Paysafe-ul, de-aia s-a inventat alte lucruri, dar nu cu cardul direct în pula mea pe internet, cu cardul, nu merge și nu e bine absolut deloc, sau de majoritatea dăților nu este bine. Desigur, voi probabil ați plătit cu cardul pe internet și n-ați pățit absolut nimic, nu v-a furat nimeni, nu s-a întâmplat absolut nimic, dar este foarte periculos. Și na, așa cel puțin știu eu, voi probabil știți alte chestii, dar oricum. Și na, n-am plătit în pula mea. De ce dracu să plătesc pentru o lună când într-o lună să fim serioși? Ce se poate întâmpla într-o lună? Nu-mi virusez absolut nimic într-o singură lună. Pur și simplu dau bani pe el doar ca să-mi șteargă virusul acesta, iar după aia nu o să mai virusez calculatorul un an de zile de acum încolo, ceva de genul, că eu mi-am învățat lecția să nu mai iau de pe net sau ceva de genul acesta. Și să aștept eventuri gen Black Friday sau alte chestii care anul ăsta s-a dovedit a fi un căcat mare de tot, dar mă rog, gen, ați prins ideea.
Dar ideea e că, bă, frate, acum câteva zile, deci săptămâna trecută a fost plină de teste în pula mea. A fost a 10-a săptămână de școală din anul ăsta școlar, plină de teste. 4 teste în doar 5 zile, frate. 4 teste în 5 zile. Am dat la logică, la chimie, la informatică și la matematică. Și să-mi bag pula, frate, după o săptămână de genul în morții de treabă. Bă, frate, vrei ca weekendul tău să fie ca lumea? Vrei ca vinerea după ce te întorci de la școală, bă frate, să te pui dracului să te joci pe calculator, să te joci în continuu ca spartul, știi? Asta vrei tu să se întâmple după o săptămână în care dai 4 teste în 5 zile. Ei bine, da, m-am jucat vinerea, m-am jucat așa cum am putut și eu, cât am putut, așa. Sâmbătă dimineață m-am dus la un curs pe gratis de informatică, unde te învață niște elevi informatică, pentru că vreau să ajung tare de tot cu informatica, deoarece este cea mai importantă materie din viața mea, materia pe care mi se bazează viitorul. Și după ce mă întorc eu de la cursul acela, deschid eu calculatorul. Bun. Ce observ prima și prima dată? Se updatează ceva. În noaptea trecută de vineri, când am închis calculatorul, mi-a părea că vrea să updateze ceva. Niciodată nu știu care e faza cu update-urile astea și de ce sunt necesare, dar vrea să updateze. Eu sunt pe Windows 10 pe calculator. Nu știu care e faza cu Windows 10, dar din câte am văzut în astea 4 luni, nu mi se pare prea ca lumea deloc. Și, mă rog, mi-a updatat. Când am intrat din nou sâmbătă dimineață după ce m-am întors de la antrenamentul acela, de la meditația aceea, l-am deschis, din nou a continuat updatarea de la 0% până la 100% și ce am observat eu? Mă dă într-un lock screen. Niciodată nu m-am mai dat într-un lock screen, pentru că eu n-am pus nici parolă pe calculatorul ăsta, n-am pus absolut nimic. Lock screen-ul îl folosesc atunci când, de exemplu, mă duc la masă și las calculatorul deschis și el nu se mai întâmplă nimic, cu el nu mai face nicio acțiune. Și atunci se face ecranul negru și când deschizi ecranul se pune acel lock screen și trebuie tu să apeși pe un buton numit Sign In ca să poți să te duci înapoi pe desktop și pe ecran. Dar de data asta nu, mi-a dat lock screen-ul din prima. Bun, și mă duc eu așa la Sign In, apăs pe el, ce văd? Mă dă așa puțin în desktop, după aia mă dă înapoi în spate pe lock screen. Bun, a doua oară, fac din nou asta, ceva gen, what the fuck, bă, hai să mai dau încă o dată, dau din nou sign in acolo, așa, din nou, același lucru, mă întoarce înapoi la lock screen. Mai fac asta de vreo 10 ori, exact același lucru, mă duce înapoi la lock screen, nu-mi iese deloc din lock screen când apăs pe sign in. Și m-am speriat, am chemat părinții, tată, mamă, veniți aici să mă ajutați și pe mine, că nu înțeleg ce dracu are ăsta, am încercat mai multe chestii, am căutat și un tutorial, dar tutorialul ăla nu prea mi se pare ok, dar oricum, și na, n-au știut nici ei ce să facă, am sunat un tehnician și ăla a venit imediat și na, el s-a pus aici pe scaunul pe care stau eu și s-a uitat așa la calculator. L-a sunat cineva, au vorbit așa la telefon, au vorbit, au râs așa, au văzut care e problema cu lock screen-ul în timp ce vorbea la telefon și după aia închide telefonul și zice: "Bă, Lăzărică, e gravă treaba asta." Și începe așa să... Da, e gravă treaba asta. Și imediat mi-a luat în secunda 2 unitatea de bază, mi-a zis că, bă frate, asta s-a întâmplat duminică, am uitat să vă zic. Deci sâmbătă n-am făcut nimic, cu calculator nu m-am jucat absolut deloc și duminică a venit el și eu a zis: "Bă, poate ți-l aduc în ziua asta, după amiază." Nu s-a întâmplat asta. Nu mi l-a adus nici seara, nu mi l-a adus nici luni, azi este marți. Și când mi l-a aduce astăzi la ora 4 jumate și începe să facă o chestie, nu știu ce, că până acum a încercat diverse lucruri, dar nu a reușit absolut de nicio culoare. Și acum încearcă să facă altă șmecherie. Înțelegeți voi? Și e marți. Iar eu nu mai am calculatorul de sâmbătă. Și să-mi bat picioarele, când vine să mă sinucid. Și ce era pe tutorialul ăla de care vă vorbesc eu? Îmi arăta că trebuia să apăs, să țin apăsat, stați, că nu prea... Da, să țin apăsat shift în timp ce apăs cu clicul restart. Și o să mă dea într-un meniu albastru, unde dau pe troubleshoot, settings and nu știu ce, startup and settings sau ceva de genul acesta. Și o să-mi restarteze Windows-ul sau ceva de genul acesta, dar din păcate îmi pierd toate salvările. Iar eu de fiecare dată, frate, când se întâmplă să-mi virusez ceva, bă, să-mi bag pula, mă gândesc numai și numai la salvările mele. Pentru că în 4 luni am downloadat o grămadă de chestii pe calculatorul acesta și e foarte nașpa dacă îmi șterge salvările.
Și mai intervine și o mică problemă. Ce fac cu videoclipurile pe care le-am filmat și pe care trebuia să le postez pe YouTube? Nu de alta, dar... am filmat destul de multe episoade din Don't Starve The Forge. Și e cam nașpa treaba asta. Adică, ce s-a întâmplat? Asta e una dintre problemele când ești YouTuber, să-mi bag pula. Când ești gamer din ăsta și... Na, asta e una dintre micile probleme care mă enervează pe mine. Că, bă, frate, se întâmplă la un moment dat, nu știu, să ai timp liber. Da, să ai o tonă de timp liber, nu știu. Eu sunt la cel mai tare liceu din orașul meu și să-mi bag pula că n-am timp nici măcar un weekend. N-am timp să ies 2 ore afară, să mor eu, n-am mai ieșit afară în weekend-uri. Și, mă rog, bă, pula, asta e. N-am ce să fac, nu mă plâng, dar, mă rog... uneori chiar aș vrea să fie mai ușoară treaba. Și, bă, frate, am prins și eu așa un timp liber, știi, o zi de sâmbătă sau de vineri, nu mai știu exact. Acum, nu weekendul ăsta, weekendul trecut, știți? Și ce am zis, când ați văzut și voi primul episod de Don't Starve The Forge? Și am zis, bă, uite cât timp liber am aici, bă, nu o să se mai întâmple prea curând să am atâta timp liber, nu-i așa? Și uite că s-a adăugat Don't Starve The Forge aici, și hai să mă joc, hai să mă bag tare de tot să mă joc și de fiecare dată când joc filmez, pentru că vreau să vă țin și pe voi la curent. Nu vreau în episodul ăsta să fiu la level 1 și următorul episod mă vedeți la level 50. Nu este ok deloc așa, deci asta e chestia. Nu sunt de acord cu jucatul off-camera. Și, mă rog, și asta e chestia, am filmat un episod, 2, 3, 4, voi ați văzut numai primele 3 episoade, dar eu am filmat ceva gen vreo 10-15 episoade și am ajuns la level 30 în Don't Starve The Forge, da. Și bă, aveam episoadele alea special ca să le postez mai târziu pe YouTube. Voiam să postez câte 3-4 pe săptămână și termin imediat cu ele. Și mă rog, m-am jucat pentru că aveam și o grămadă de chef de a mă juca. Asta este chestia. Am venit în modul acela nou de joc și cum Don't Starve e jocul meu preferat, dă-i tată și joacă. Dă-i tată și joacă o grămadă Don't Starve The Forge ca să faci level. Mi-a plăcut la nebunie. M-am distrat cum nu m-am mai distrat în Don't Starve de un an sau un an jumate, ceva de genul. Și îți dai seama că am și filmat în puii mei și toate filmările alea se cam pierd, pentru că tipul ăla cel mai probabil o să-mi cam șteargă totul din PC, inclusiv jocurile, dar jocurile le pot instala din nou de pe Steam, că ele sunt acolo. Mă rog, mai am Battle.net-ul pe care mi l-a dezinstalat, deci poate mă duc eu pe internet, fac rost de el imediat și că m-am reapucat de Hearthstone, nu de alta. Am filmat 3 episoade din Oxygen Not Included, voi ați văzut numai pe primul, deci următoarele 2 s-ar putea să fie șterse, dar ideea e că pot să dau, da, în Oxygen Not Included există o salvare, sau, mă rog, există o chestie, un feature care nu este adăugat în Don't Starve și nu înțeleg de ce nu mai adaugă, pentru că e o idee foarte bună, o idee formidabilă, după părerea mea. Dar ideea e că există un feature care, bă, frate, te duci tu acolo la Resume Game și îți dă un meniu cu toate salvările pe care le ai tu, că tu poate ai vreo 5 lumi diferite, știi? Și ți arată acolo numele lumii tale și de la ultima salvare pe care o ai în lumea aceea. Și ți arată ultima salvare, ziua 21, după aia dai scroll, aceeași lume, ultima salvare, ziua 13. Și poți să ștergi salvarea de la ziua 21 și să continui de la salvarea de la ziua 13, de exemplu. Asta este chestia. Deci aș putea cât de cât să recuperez treaba la Oxygen Not Included, dar la Don't Starve The Forge nu este nicio posibilitate. O să mă vedeți la level 30, pentru că ăsta este levelul pe care eu l-am în momentul de față și îmi bag pula. Asta e ce pot să fac. By the way, o să fac o mică pauză din YouTube, o să vedeți voi din ce motiv o să fac atunci un videoclip, dar ideea e că, mă rog, o să vedeți voi. Dar oricum, cam asta am avut de zis în acest episod. Să sperăm că poate mai mi-aduce și mie calculatorul în pula mea. Eu nu accept faptul că am dat 60 de milioane pe el degeaba. Adică, puii mei, dacă mi se strică calculatorul și am dat 60 de milioane pe el degeaba, e nașpa rău de tot. Și ca să știți și voi, virusii nu și-au rolul deloc. Adică nu și-au rostul absolut deloc. Au fost făcuți de niște oameni care au vrut să enerveze alți oameni. Pentru asta sunt virusii făcuți. Fac, am scăpat o chestie. Da, pentru asta sunt virusii făcuți. Nu au niciun rost. Nu sunt creați direct de calculator sau de alte căcaturi sau... N-au venit ca și gândacii sau ceva de genul acesta. Sunt pur și simplu făcuți de niște oameni care au vrut răul altor oameni. Asta e chestia, fără niciun motiv anume. Deci, da. Asta în cazul în care vă interesează. Hai, cam asta am avut eu de zis, noi ne revedem data viitoare, vă urez o zi bună, la revedere!